Veste bună pentru suporterii giurgiuveni. West Ham United, adversar Astrei Giurgiu de mâine în turul 3, preliminar al Ligii Europa, a fost învinsă luni într-un meci amical, pe teren propriu, cu scorul de 2-1 la pauză, tot 2-1, de formația germană Werder Bremen. Golurile învingătorilor au fost marcate de Uiah în minutele 20 și 31, în timp ce pentru gazdea a înscris Sacco în minutul 19. Acela Sacco s-a destănuit ziariștilor englezi și a afirmat suscitare că West Ham vine la Giurgiu să învingă, altfel nici nu se pune problema. La rândul lor, fanii Astrei din Liga suporterilor sunt optimiști cu privire la calificarea giurgiuvenilor în fața lui West Ham, dar și când vine vorba despre prezența giurgiuvenilor pe stadion. Așteptăm stadionul plin, vrem iar 8.000 de oameni în tribune, vrem atmosferă peste cea care a fost la meciul cu Lyon, vrem să arătăm că și la Giurgiu fotbalul este important și oamenii din Giurgiu iubesc fotbalul, iubesc Giurgiu, iubesc Astra, pentru tot ce se arată acum la televizor, pentru tot ce se vorbește, să fim cu toții prezenți la meci, să susținem Astra, să ne calificăm în turul următor. Păi așteptăm acum joia viitoare și sperăm să ne calificăm, de fapt sperăm, o să că ne calificăm cu siguranță. Cum vezi atmosfera de la Giurgiu de joia viitoare? Sperăm să facem o atmosferă, din nou invităm toți giurgiuvenii să susțină Astra Giurgiu și să vină alături de noi, pentru că avem foarte mare nevoie. Cu siguranță suporterii lui West Ham vor veni în număr cât mai mare la un asemenea scor. Ne așteptăm la în jur de 1.000, pentru că sunt o echipă de suporteri foarte mare. Sperăm să vină giurgiuvenii și alături de noi în galerie, în sectorul 4, la peluză, să susținem și să obținem un 1-1 cel puțin, care ne va califica.